Referitor la această temperie care este înregistrată, se datorează ciclonului Sudic, care deci vine din Marea Mediteraneană și a antrenat sau a luat cu el acel, să spunem, acel praf, acea furtună de praf din Africa de Nord, ceea ce, adică după unele precipitații, adică s-au înregistrat anumite precipitații de o nuanță brună-gălbuie, în special în zona de sud, la Taraclia, Vulcănești. Practic, ăsta este un fenomen natural, adică vreau să aducem la cunoștință că nu este o poluare accidentală sau tehnogenă, este o poluare naturală. Mulțumesc! Și eu vă mulțumesc și vă mulțumesc și pentru această explicație, să înțeleagă și lumea că aceste precipitații, această zăpadă de culoare gălbuie nu se datorează acestei guvernări, dar ați venit și cu explicația necesară, pentru că am văzut mai multe speculații deja. Bine, cu titlul de